L'inițiativa precedintelui Sindicatului Național al Lucrătorilor din Pedologie și Agrochimie a avut loc o nouă întrunire a Comisiei Ștețene de Dialog Social, la care s-a făcut o analiză a activității camerelor agricole. Subprefectul județului, Gheorghe Nicolae, a condus reuniunea Comisiei de Dialog Social, în cadrul căreia a fost prezentată activitatea Camerei Agricole a județului. S-a primit la instituția noastră o propunere din partea președintului Sindicatului Național al Lucrătorilor din Pedologie și Agrochimie de a include, pe ordinea de zi a unei comisii, o prezentare a activității Camerei Agricole. Considerând că e un subiect de interes, s-a dat curs acestei propuneri în cadrul reuniunii din luna aprilie. În cadrul întâlnirii, directorul interimar al Camerei Agricole a județului, domnul Andy Grecu, a prezentat un mic istoric al acestor camere, principalele activități care se desfășoară în această instituție după înființarea sa prin hotărârea de guvern 1609 din 2009. Directorul interimar al Camerei Agricole Neamț, Adi Grecu, a vorbit despre activitatea acestei instituții de la înființare și până în prezent. Astfel, în domeniul de activitate al Camerei Agricole a județului se află, în principal, pregătirea profesională a fermierilor, eliberarea de avize consultative pentru fermierii direct producători în scopul obținerii atestatului de producător, realizarea de loturi demonstrative vegetale și zootehnice, consultanță și asistență acordată fermierilor pentru obținerea de finanțări pe măsurile Programului Național de Dezvoltare Rurală și elaborarea de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente, activitate reglementată prin Ordonanța de Urgență 34 pe 2013. Prin ordin al prefectului de Neamț, încă de anul trecut s-a constituit un grup de lucru format din responsabilii principalelor instituții cu atribuții în domeniul organizării camerelor agricole. Pentru întocmirea amenajamentelor pastorale, prin ordin al prefectului, în anul 2015, s-a constituit la nivelul județului un grup de lucru format din reprezentanța Direcției pentru Agricultura județului, Camerei Agricole Județene, Oficiului Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice și reprezentanței primăriilor care dețin pășuni în proprietate. Pe acest subiect am mai avut intervenții directorul Direcției pentru Agricultura județului Neamț, domnul Maricel Tălmăcel, și liderul CNSNR Frăția, filiala Neamț. Au mai avut intervenții în cadrul acestei reuniuni directorul Direcției Ștețene pentru Agricultură Neamț, Marcel Tălmăcel, și liderul CNSLR Frăția, Romașcanul Dănuț Radu.